Bună ziua, bună seara, bună dimineața, dragii mei, toate cele bune, mă bucur că sunteți sănătoși, voioși, veniți, gata pentru o nouă etalare, dragii mei, Hristos a înviat, să fiți iubiți, să vi se îndeplinească toate dorințele. Haideți să vă invit acum la o etalare interactivă cu trei variante, varianta 1, varianta 2 și varianta a 3, cu titlul Ce mai simte pentru mine persoana la care eu mă gândesc, că ce reprezint, ce sunt pentru el sau cât mai contez pentru el. Am ales pentru voi trei pachete de cărți de oracol și voi extrage acum trei pietricele pentru că poate vă ajută mai mult. O să le pun aleatoriu, nici nu contează. Varianta 1, 2, 3. Varianta 1, F. Litera F, B, I, de asemenea, U, M. T sau cu dublu T în prenume, dacă vă ajută, nu este obligatoriu pentru toată lumea, sunt niște mesaje suplimentare care vă ajută să vă identificați cu varianta respectivă. Varianta a doua, litera M, X, Z, L, N, de asemenea. Poate vă spune ceva o clepsidră, un cadou, poate că ați primit în formă de clepsidră, un lanțic, un pandantiv în formă de clepsidră, cine știe. Iar cea de-a treia variantă, A, indubitabil, este vorba despre o persoană cu litera A într-un triunghi amoros. Pentru varianta întâi, ca mesaj suplimentar, există planul material. Deci vorbim despre planul material, planul financiar, planul teluric. Deci această persoană posibil la care vă gândiți să țină foarte mult la faptul că are un statut social, sau este foarte atentă la planul acesta material și, atenție, are niște măscuțe pe care și le schimbă din când în când, de aici existând cu siguranță ideea de a fi duplicitară sau a nu fi o persoană sinceră, o persoană de încredere, poate că va și trăda la un moment dat minciunele și așa mai departe. Pentru cea de-a doua variantă, aici avem un grad de spiritualitate. Deci dacă în prima variantă este vorba despre planul teluric, material, aici cu siguranță este cineva, ori sunteți dumneavoastră, ori este această persoană la care dumneavoastră vă gândiți, care are o altfel de creștere spirituală. Deci aici există spiritualitate, există această atracție către divinație, către artele, spiritualitate, divinație, ezoteric, cine știe, poate că cochetați cu aceste idei. Iar pentru ce a de-a treia variantă, există clar o bucurie. Poate că cineva dintr-un trio face o alegere, poate că renunță la o persoană în favoarea dumneavoastră, cine știe, dar vom vedea pentru că vom detalia. Ok, haideți să vedem. Pentru prima variantă, să-mi pun aici și timpii. Ce mai simte pentru mine această persoană? S-ar putea să fie o persoană în etate sau o persoană mult mai matură decât dumneavoastră sau dacă nu se există o diferență de vârstă. O persoană cunoscută, recunoscută, un statut social, asta și spuneam. Poate că lucrează în cadrul armatei, schimbă uniforme, poliție, avocat, arhitect, poate că lucrează într-o instituție publică, dar realmente este o persoană grizonată, o persoană de stat, ca să zic așa, o persoană coloană vertebrală dreaptă, o persoană posibil din zodia Berbec, Taur, Capricorn, nu are răbdare, este o persoană încăpățânată, o persoană care este destul de asumată. V-am spus, în comunitate este o persoană recunoscută. Șatenă cu ochii căprui, căprui verzui. Poate că are și mustață, văd mustață, cioc. Haideți să vedem ce mai însemnați dumneavoastră pentru această persoană. Posibil să vă aflați într-o despărțire, într-o distanță emoțională, distanță fizică, din cauza acestui statut pe care această persoană îl are. Acum s-ar putea să fie și căsătorită. Nu există, nu este exclusă această variantă, dar parcă nu ar vrea să renunțe la tot ceea ce are ca și plan material pentru o iubire, să zic așa, indiferent cât va ținut la dumneavoastră sau cât va iubi,
Nu cred că ar vrea să renunțe la statutul acesta social. Haideți să vedem ce mai însemnați. Vedeți stabilitate. Deci este vorba despre stabilitatea pe care o are în viața de zi cu zi această persoană. Posibil să fie o persoană căsătorită. Este varianta să fie o diferență de vârstă de 20 de ani, acum poate dumneavoastră sunteți mai în vârstă decât această energie masculină, vom vedea, dar cu siguranță această persoană se consideră stabilă din punct de vedere material, financiar și parcă și-a închis toate porțile, nerenunțând la această stabilitate pe care și-a creat-o. Poate că ați vorbit pe rețele de socializare, ați comunicat foarte mult prin intermediul mesajelor, noaptea foarte mult, sau sunteți persoane nocturne, sau posibil să fie avut câteva întâlniri la ceas de seară. Nu văd o relație oficială sau o relație în care voi v-ați afișat pe stradă, cineva să vă recunoască, ci mai degrabă ați jucat, v-ați ascunselea, tocmai pentru ca cei din jurul acestei persoane să nu afle de voi. Ați protejat-o cumva, călcându-vă pe sentimente, ați protejat această persoană, v-ați dedicat acestei persoane extrem de mult, ați ținut la această persoană mai mult decât ați ținut la voi. Nu cred că este o exprimare dură, însă acesta este mesajul pe care îl primesc. Această persoană s-ar putea să facă niște alegeri și să nu vă fie ales pe dumneavoastră, dar nu o alegere sufletească între două ființe, ci o alegere între lucrurile materiale și iubire. Și dumneavoastră să fi fost pe locul al doilea. Deci să aleagă dumneavoastră să fiți întotdeauna pe locul 2 între carieră, planul material și iubire. Niște porți închise această persoană, să vedem ce intenții și ce gânduri are această persoană. Să știți că această persoană se gândește la voi și de ce spun lucrul acesta, pentru că se gândește pur și simplu la voi, se uită la pozele voastre, poate dacă aveți, dacă nu, poate pe rețelele de socializare. De asta spuneam că s-ar putea să existe această relație tăinuită și este evident că este un trio, pentru că cu siguranță există două entități, două energii masculine. S-ar putea ca și dumneavoastră să fiți căsătorită cu această persoană mai în vârstă decât voi. Spuneam de o diferență între 16-20 de ani, s-ar putea ca această diferență să vină tocmai în relația a voastră sau între relația ei și al lui. Persoanele acestea două sunt căsătorite, cunoscându-se pe rețelele de socializare, vedeți această relație tăinuită, pentru că și această persoană are stabilitate în viața sa. Deci cu siguranță s-ar putea ca și el să aibă pe cineva. Deci ambii parteneri să aveți pe cineva. Dar ceea ce ați trăit voi, dragii mei, există și o dată de 16. Ce ați trăit dumneavoastră, se pare că ați trăit frumos, însă tocmai aceste principii și acest lucru, faptul că fiecare aveți pe altcineva, va determina să nu duceți această relație către oficializare sau pur și simplu să afle toată lumea de voi. Deci nu vă văd ținându-vă de mână și umblând pe stradă cu plăcerea aceea adolescentului că uite ce relație frumoasă mi-am găsit. De această persoană a pus o barieră între voi, acum dacă v-a blocat, deși, mă rog, aici nu se simte clar un blocaj, dar dacă nu mai vorbiți, nu mai comunicați în această perioadă, că urmează să vă spun și ce se va întâmpla și mă bucur foarte tare, dacă nu mai vorbiți în această perioadă, deci cu siguranță să știți că această ființă se gândește la voi. Sunteți o parte importantă sau ați fost cel puțin o parte importantă din viața sa, însă faptul că între voi a mai fost și altă persoană nu contează, bărbat, femeie, însă eu simt că este vorba și despre un alt bărbat. Deci noastră s-ar putea, sau femeia, doamna, domnișoara, să fie într-o altă relație. Văd o căsnicie, o căsătorie cu o persoană mai matură, literele M, foarte mult, M, C, U, R, A, T, D. Cel sau cea la care vă gândiți, v-am zis, alege stabilitatea, statutul social, stabilitatea
mai mult decât v-a ales pe voi, pentru că voi aveți o relație și voi la rândul vostru o aveți, sau doamna, domnișoara are, energia feminină are o relație și de aceea nu vrea să se bage, să vă facă rău sau să intervină în relația pe care voi o aveți, preferând să fie această relație tăinuită, vorbind prin mesaje. Și de ce spun de mesaje? Pentru că, ia uitați, ce își dorește să facă această persoană. Își dorește să vă dea acest mesaj, pentru că, dragii mei, această persoană se gândește la voi 100%, această persoană șatenă, cu ochii căprui, căprui verzui, o persoană șarmantă, o persoană rafinată, o persoană, dacă nu, poate să fie o persoană de care v-ați îndrăgostit. Extraordinar de mult. Descrierea, v-am spus-o, poate să fie ori șaten, ori grizonat, cu ochii căprui, căprui verzui, verzi. Absolut clar, un cioc, barbă de-a doua zi. Și chiar și aici s-ar putea să aibă energia masculină, un barbișon. Pictor, sculptor, muzician, comunicați foarte, foarte mult pe rețelele de socializare sau prin mesaje. Dar își dorește să vă comunice, să vă spună ceva, să vă dea acest mesaj, parcă stă cu el scris și așteaptă să-l trimită la momentul oportun. Haideți să vedem, poate va fi în jurul datei de 7 mai. Cine știe, Doamne ajută, dacă nu, poate într-o săptămână veți avea această surpriză din partea acestei persoane. Nu uitați și acel dublură de litere în prenume. Foarte frumos, foarte frumos. O vom vedea despre ce este vorba și despre ce, care este situația, dragii mei, în acest caz. Cu siguranță reprezent. Ați fost și sunteți încă sunteți o parte importantă din viața sa, pentru că ați marcat această ființă. Ați marcat-o și gândurile sale, să știți că sunt pentru voi. Nou început, mesaj, nou început, cât de frumos pentru cei care au ales această variantă. Nou început, avem și zodia Gemenilor, Pești, de asemenea săgetător, clar, parcă sunteți, este gata această persoană să o ia de la capăt sau să reia de acolo de unde lucrurile au stagnat, de unde s-au împotmolit la un moment dat. Nu trebuie să faceți anumite preparații, să vă pregătiți dumneavoastră pentru reluarea acestei relații, ci există această idee de a merge mai departe, un nou pas în această relație. Și sunt anumite schimbări în ceea ce vă privește pe voi doi și mai ales în ceea ce privește pe el, că s-ar putea să fi luat o decizie. Și să știți că există miraculos, acest mesaj apare miraculos, apare de unde nici nu te miri, apare acest mesaj și să știți de ce, pentru că vă este sortit. Adică tot ceea ce face această persoană, oricum se întâmpla, indiferent de faptul că dumneavoastră mai aveți sau nu pe altcineva sau indiferent că el se gândește la această stabilitate. Cam atât, dragii mei, în ceea ce privește prima variantă. Varianta a doua, imediat să-mi notez și eu timpii. Pentru cei care au ales a doua variantă, v-am spus că aici este o creștere spirituală sau toate experiențele pe care le-ați avut alături de această persoană este vorba despre spiritualitate, despre revenire, despre reinventare a propriei persoane. Dacă această persoană se mai gândește la voi, dacă mai însemnați ceva pentru această persoană, să știți că există o teamă. Știe că ați avut o relație în care ați fost extrem de apropiați unul de celălalt sufletește, o relație de yin și yang, echilibru, leu, balanță, taur, capricorn, o dată de 17, o reechilibrare, rebalansare, dar în același timp și o frică extraordinară. S-ar putea ca unul dintre dumneavoastră să aveți 39 de ani. Încă există aici o teamă, o frică de ceva sau dacă nu despre o rătăcire. Nu vă mai regăsiți, dar pe de altă parte, dragii mei, să știți că sunt foarte multe cărți, nu pot să le iau. Este și o rătăcire, dar și o chestiune de timp până când lucrurile se vor pune pe calea normală.
Haideți să vedem ce putem să aflăm. Ce mai simte această persoană la care voi vă gândiți, bărbat, femeie, nu contează pentru cei care au ales această variantă, varianta a doua. Ce mai simte, dacă mai simte, wow, ceva pentru voi. E, dragii mei, să știți că ispitiți foarte tare această persoană. Foarte tare ispitiți această persoană. Cineva a renunțat la cineva printr-un mesaj, printr-un e-mail, printr-un telefon, printr-o scrisoare, prin ceva, pe o dată de 15. Poate că energia feminină a făcut acest lucru. O persoană brunețică cu ochii căprui sau negri. Această persoană a renunțat la o relație care a ispitit-o extraordinar. O relație ispititoare. Poate că și cineva se abține. Deci ca să-mi termin ideea, cineva se abține. S-ar putea ca pentru cei care au ales această variantă, relația să nu se fi consumat, de unde și această comunicare prin intermediul mesajelor și această despărțire prin intermediul mesajelor, o despărțire care a venit de niciunde. Pur și simplu cineva s-a hotărât într-o dimineață, într-o după-amiază, într-o seară, în orice caz este vorba despre un timp răcoros, nu știu dacă neapărat iarnă, ba nu, știți, când este toamna, gata, gata, mulțumesc, mulțumesc, toamna. Deci cineva a luat această decizie, mă rog, eu văd mai mult toamna, s-ar putea să fie și primăvara, dar mai mult toamna. A luat această decizie de a pune capăt relației voastre fără nicio explicație sau un blocaj. S-ar fi putut să vă fi blocat această persoană și să plece din viața dumneavoastră. 43, 29 de ani, 30, v-am spus 39, o diferență poate de 10-15 ani între voi. Există și anumite alte diferențe. Unul este năbădăios, celălalt este așezat, dar singur. Văd acea persoană ușor narcisistă, uitându-se la pozele dumneavoastră pe rețelele de socializare, spionându-vă, oarecum poate să fie vorba și despre persoane blonduțe cu ochii verzi și tenul mediu. Sunt anumite secrete, anumite informații care se tăinuiesc, care nu s-au spus, niște lucruri pe care nu le-ați discutat. Această persoană poate v-a și spus că, sau poate bravează că este bine, că este extraordinar de bine, fără voi și așa mai departe, însă în realitate este o persoană singură și însingurată în tot ceea ce are, în tot ceea ce se lăfăie în singurătate, ca să mă exprim plastic, se lăfăie în singurătate și se abține extraordinar de mult în a vă da mesaje, poate că există această vanitate, dar cum m-a blocat, cum să mai dau eu mesaj sau cum să mai îmi exprim eu sentimente. Deci cineva se abține extraordinar foarte mult în ceea ce privește această relație. Spuneam Leu, Capricorn, Taur, Balanță, Berbec, clar. Există o diferență și de locuri în care trăiți, s-ar putea ca acea persoană să fie în alte țări, în orice caz văd aici clar o comunicare la distanță, o dorință, dragii mei, a celuilalt, văd și o dată de 5. Poate că această persoană se va hotărâ să, luna a 5-a, se va hotărâ să, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, v-am spus că nu le-am cu, nu, trebuie să număr, ca cei mici, am făcut și foarte multă informație în cap de la serviciu și de aici. Cum spuneam, este o relație la distanță. Poate că se hotărăște această persoană să facă un pas către voi. În orice caz, asta vreau să vă spun că există totuși această ispită. O ispitiți foarte mult și este o relație bazată foarte mult pe atracție reciprocă, erotică, fizică. Atrageți această persoană ca un manec, dar și dumneavoastră să știți că de fapt, indiferent de faptul că cineva a luat această decizie de a bloca, de a vă bloca, de a vă despărți, gândul vă este clar unul la celălalt, prin această dorință ispititoare de a trăi o relație intimă unul cu celălalt. Pentru că v-am spus, se abține sau s-a abținut foarte tare, eu cred că și el, iar dumneavoastră, sau el s-a abținut, energia feminină tot timpul a înviat cu senzualitatea, șarmul și carisma sa. Însă, la mijloc, v-am spus, sunt anumite, această experiență parcă vine să vă demonstreze că iubirea este minunată
să se întâmple, sau este minunat ca iubirea să se întâmple întâi la nivel spiritual, la nivel de suflet, comunicare. De asta și comunicați foarte bine empatic celular, comunicați instinctiv, vă gândiți unul la celălalt și sunteți acolo, unul la celălalt. Este un foc care mocnește. Este un foc care nu s-a stins în ciuda diferențelor pe care le aveți, în ciuda diferenței de vârstă, în ciuda faptului că sunteți departe unul față de celălalt. Poate că ambii iubeați trupește, însă acum treceți la alt nivel cu această iubire. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că, să știți, această persoană este hotărâtă să vină către voi. Adică este evident că se face un pas către voi, îl ține sau o ține, v-am spus, bărbat, femeie, mai puțin contează, încă vedeți aceste lanțuri care îl țin, o țin în loc, încă este ceva aici care obligațiuni, tradiții, obiceiuri și așa mai departe, sau tocmai că vă despart, vă țin în loc aceste diferențe, dar această persoană puteți să fiți și dumneavoastră, acea persoană care face un pas către el sau către ea, prin comunicare la distanță. Dar parcă cineva vine de la distanță, cineva parcă vine de la distanță, cu avionul, cu vaporul, pe calea aerului, poate cu un mesaj, ceva de la distanță, această persoană. Nu știu, acum ca și, nu știu, chiar toate steagurile de pe pământ, dar în orice caz, Franța, Italia, Spania, Irlanda, Norvegia, vă și țări nordice. În orice caz, v-am zis, cumva, poate că în toamnă v-aș certa și în primăvară revine. Deci acest ciclu este un ciclu tot timpul, sau poate că nu este prima oară când vă certați și vă blocați și vă împăcați și vă certați din nou. Pentru că ceea ce faceți voi, faceți cu ciclicitate. Deci este vorba despre o iubire cu repetiri. Ceea ce se va și întâmpla în perioada imediat următoare, dragii mei. Deci da, se gândește la voi și se gândește să vină cumva către voi. Vom vedea mai târziu despre ce este vorba. Pentru cei care au ales varianta a treia, vorbeam despre acel triunghi conjugal cu bucurie multă, cine știe, poate că există anumite reechilibrări de situație. Toate cele trei variante am senzația că au răspuns pozitiv, ceea ce mă bucură extraordinar de mult. Aici s-ar putea să fie vorba despre o familie. Că voi aveți o familie, că celălalt, că voi doi sunteți în o relație de căsătorie, o relație de cuplu, vom vedea ulterior despre ce este vorba. Poate cu o relație în care vă reîmprieteniți, dragii mei, cine știe. Dar înainte de toate, și în cazul vostru există o diferență de vârstă, pentru că am văzut acea carte a prieteniei între două persoane, energia feminină mai în vârstă, grizonată, iar energia masculină mai tânără, dar văd înainte de toate, înainte de iubire, văd o prietenie. Sau poate că relația voastră a fost la început, s-a bazat pe prietenie, după care s-a transformat într-o iubire, așezată, o iubire ca aceea de familie. Sau ambii poate că aveți familii, dar eu știu, ați ales această prietenie. Cumva să știți că lucrurile se reechilibrează între voi. Această persoană la care vă gândiți vine către voi, se gândește să vină către voi, văd că posibil să-și fi cumpărat un autoturism cu care vine, de exemplu, către voi, să-și fi cumpărat o mașină. O mutare, această persoană posibil să aibă câștig de cauză într-o situație, poate că a fost căsătorită, a avut acea separare și acum i s-a dat un câștig de cauză, sau dacă nu s-au despărțit pe cale amiabilă, sau pur și simplu această ființă a ales să vină, este o persoană asumată și a ales sau va alege să vină către voi. O dată de 19 văd aici, dar cum să vă spun, este îndreptată clar această persoană către voi și în a reechilibra, în a revigora această relație. De unde și această bucurie extraordinar de mare. S-ar putea ca această persoană să a fi ales sau să vă fi ales pe voi în detrimentul unei situații, unei persoane și așa mai departe. Deci este oricum glorie, o reușită, iar tot ceea ce a făcut, a ales să facă, este vorba despre o alegere, a ales să facă
Da, imediat o să mai pun o carte pentru că o să vă spun ce frumos s-au ales cărțile, dragii mei. Este vorba despre voință. Această persoană își dorește. Este o persoană asumată, își dorește, vedeți, este voința la mijloc, ce? Să vă iubească. A ieșit această carte, s-a ales această carte a iubirii. Această persoană nu numai că se gândește la voi, vă iubește și tot ceea ce a făcut, a făcut cu dragoste. S-ar putea ca această persoană, să știți, această relație, mă scuzați, să se fi consumat din punct de vedere intim. Deci voi cumva ați dus această relație la nivelul următor pentru că a existat o atracție fizică extraordinară între voi. Ați consumat această relație, ați spus punct la un moment dat din cauza faptului că ați crezut că această ființă nu vă iubește și că este o oportunistă și că mai are alte sute, în ghilimele, de oportunități. Este o persoană care nu este, aparține unei singure ființe, dacă înțelegeți ce vreau să spun și sunt sigură că înțelegeți. De unde? Deci este un el cu mai multe doamne și domnișoare pe lângă el. Nu ați avut încredere în această persoană. Săgetător, balanță, leu de asemenea, geme. nu ați avut încredere și cred că nici la început s-ar putea să nu fi fost această iubire, să nu fi fost vorba de iubire, ci doar despre atracție. Aici văd mai mult energia feminină care a hotărât să se îndepărteze de energia masculină. Energia feminină a tras o barieră, clar, o piedică, o barieră. Nu neapărat că a pus bețe în roate, dar a considerat că am trăit frumos, am avut ce am avut de trăit, tu vezi de treaba ta, ai familia ta, ai căsnicia ta, ai relația ta la care nu cred că vrei să renunți. Cred că s-ar fi putut să se fi întâmplat această discuție imediat după ce a fost dusă mai departe această, mă rog, la un nivel imediat următor, această relație, pentru că nu ați considerat că are o finalitate, mai ales dacă este vorba despre o diferență de vârstă între voi. Rămânem prieteni, dar am blocat toate căile către a mai duce această relație la un nivel următor. Persoane brunețele cu ochii negri, dar și persoane brunețele cu ochii albaștri. Văd aici, albaștri, verzi deschiși în orice caz. Foarte mult săgetător, cum spuneam, o dată de 31, în anumite situații, mă rog, 7, 19 ori, eu știu, o diferență de vârstă de 7 ani sau de 19 ani. În orice caz ați considera că nu veți ajunge să vă luați de mână și să vă cunoască toată lumea relația, cât de frumoasă este relația aceasta, pentru că ați rămas acolo în acea buclă. Dar, din câte se observă, acea persoană este hotărâtă parcă să renunțe la tot ce are și să vină alături de voi. Știu că la varianta a doua nu am făcut acest lucru, la această variantă simt nevoia să adaug și această carte. Vedeți, există clar un blocaj. Deci cumva ați blocat această persoană sau această persoană v-a blocat pe voi, dar mai mult văd că energia feminină a făcut acest lucru din cauza diferenței de vârstă. Ați blocat această persoană. Dar gândul, să știți că este tot la el, pentru că este evident, el nu numai că se gândește la ea, dar vrea să facă sau este în decurs, face demersurile necesare pentru a veni către ea. Odată v-am spus de 31 sau la sfârșitul unei luni posibil să facă acest lucru sau la sfârșitul unei luni posibil să se fi consumat această relație. Dar de asta vă spun, neîncredere, există foarte multă neîncredere în această persoană, de unde și acea dungă neagră pe care ați spus-o, acel piedică. Faceți-vă o promisiune de a refuza tot ceea ce vă blochează în această relație, pentru că puneți prea mult în balanță această chestiune, dar e diferență mare între mine și el, e plecat nu știu unde, are familie sau a avut familie, nu vreau să fiu, să mă pun în... Nu cred că voi duce această relație la un nivel următor sau nu pot să trăiesc mai mult decât am trăit până acum, pentru că există aceste diferențe. De asta, îngerii vă spun să vă faceți, să vă promiteți, dumneavoastră lucrați cu dumneavoastră, să vă faceți o promisiune, eu vă citesc exact acest mesaj pe care l-am primit, să vă eliberați, să refuzați efectiv să rămâneți blocați în această situație care vă face nefericit, nefericită, pentru că este evident că sunteți nefericiți. Deci este evident. Chiar dacă ați, nu mai vreți această persoană. Vi sunteți nefericiți, bucurați-vă de călătorie mai mult decât destinație.
decât de destinație. Oricum la o destinație veți ajunge. Dar nu finalitatea este importantă, ci acea călătorie. Pentru că momentul prezent este cel mai frumos de trăit. Momentul acum. Acum se întâmplă toate lucrurile. Trecutul a fost, viitorul nu există. Nu există ziua de mâine, ci prezentul. Vorbesc și știți foarte clar despre ce vorbesc, n-are rost să filozofez eu acum. Renunțați la tot ceea ce vă face nefericiți și nu așteptați, dragii mei, ca altcineva din exteriorul vostru să vă salveze, pentru că cei care vă salvați sunteți voi și doar voi. Cam atât am avut de spus, dragii mei, în ceea ce privește și această ultimă variantă. Sper că ați găsit mesaje interesante care se potrivesc sau puteți să le adaptați dumneavoastră la problemele pe care le aveți. Vă mulțumesc foarte frumos pentru că ați participat. Sunteți în permanență în rugăciunile mele, știți deja că vă iubesc. Îmi doresc ca toate visele și toate dorințele să vi se îndeplinească. Mulțumesc de asemenea pentru vizualizări. Abonații noi îi salut, mă bucur de cunoștință. Pe cei vechi deja știți că întotdeauna vă spun același lucru. Vă doresc tot binele din lume. Dragii mei, vă iubesc. Toate cele bune, numai bine!